noi suntem deja live. Tu poți să cauți live-ul să-l distribui la tine până se conectează lumea. Hai să te ajut. Bună seara, prieteni! Noi vă salutăm și ne bucurăm că voi vă conectați cu noi. Astăzi avem o invitată tare specială, o femeie extravagantă, despre care o să aflați multe în continuare și pe care o să o cunoașteți în cazul în care nu cunoașteți nimic despre ea și o să înțelegeți că e un om tare, tare deosebit. Bună seara, Lucia! Bună seara! Mă bucur că ai acceptat să vii în live-ul nostru. Eu sper că o să-ți placă ceea ce se întâmplă astăzi. Mulțumesc, Lucia, că m-ai chemat. Eu tare sper că lumea care se include și ne urmărește o să ne dea și întrebări, pentru că asta ar fi tare important, să avem o conexiune cu voi cât mai directă, pentru că despre asta, de fapt, sunt live-urile la Moldeco. Nouă tare ne-ar plăcea să ne expuneți pe parcursul acestor live-uri întrebări, păreri, tot ce doriți voi. Așa că ca să înțelegem că cineva ne urmărește și cineva este chiar interesat de ceea ce se întâmplă aici. Tu ești o femeie extravagantă, așa cum ziceam. Mulțumesc. Și mie tare îmi place acest lucru, pentru că eu descoper odată cu tine un talent deosebit și mă bucur că asta se întâmplă în țara noastră. Mulțumesc frumos pentru apreciere. Tu, de fapt, ce noutăți ai? Pentru că lumea care te cunoaște știe că tu faci bijuterii, mergi la târguri, participi la tot felul de expoziții. Care sunt noutățile tale cele mai ultimele? Ultimele noutăți sunt că mă pregătesc foarte intensiv acum, săptămâna care vine, sâmbătă, merg la Materia, este un târg internațional specializat în lucruri confecționate din piele, nu neapărat bijuterii, dar o să fac parte și eu din acest târg. Apoi, deci la începutul noiembrie voi merge la Amsterdam la Sierat. Deci pentru mine asta este o avansare foarte bună. Este vorba de un târg de bijuterie contemporană? Da, deci aici va fi strict numai bijuterie contemporană, specializat. A fost greu să nimerești în... Da, este foarte... Printre participanți? Este complicat să ajungi la un astfel de târg. M-a ajutat o galeristă din Roma. Day by day. Da, Laura, mulțumim frumos. Deci, prin intermediul ei, voi pleca cu încă 10 artiști pe care ea îi reprezintă la Sierat. Îți urez succes! Mulțumesc! Da. Sper să fii remarcat acolo, pentru că eu presupun că lumea care te cunoaște prin expoziții, prin târgurile internaționale, cu siguranță are o doză de wow atunci când vede bijuteriile tale. Noi o să arătăm puțin cât puțin bijuteriile lui Lucien, pentru că ea a venit cu unele piese din noua ei colecție. Pe care vrei să ne arăți prima? Poate că ar trebui să încep cu colecția care va fi prezentată la Materia, apoi la Sierat. Deci este o colecție din piele și druze. Ce înseamnă druze? Druze sunt minerale. Minerale care... Deci, poate să le arăt mai... În cazul meu, am ales pirita și ametistul. Nu știu dacă se vede. Poți să vă apropii un pic mai... Wow! Deci ametistul e... Mi-mi par formele foarte interesante și totodată tare sexy. Și în general ceea ce faci tu mi se pare foarte sexy. Mulțumesc frumos. Da, mi-a zis cineva că a observat o așa un fel de tendință. Colecția se numește Durere. M-am gândit că mulți autori își descriu durerea. E o denumire nu prea pozitivă, dar eu în toate... când încerc să creez o colecție, mă gândesc că, de regulă,
ce mă marchează, să zicem, în anul ăsta, da? Sau ce anume a fost mai deosebit ce pentru... Cel mai puternic la moment, da? Sentimentul da. Care... Și, care te... și mie îmi plac, în genere, aleg teme de astea mai dramatice, nu știu... Da, eu am observat că în toate denumirile tale de colecții sunt destul de dramatice, nu știu, uneori chiar... Dar tot dramatismul ăsta încerc să găsesc și lucruri pozitive. Deci, în cazul meu, durerea reprezintă ceva benefic. Da? Eu, nu știu, m-am să las pe tine să ne zici care este asociația cu durerea, pentru că eu am deja o asociație, uitându-mă la această bușterie. Da, are și un biciuleț, da, e adevărat. Deci când am încercat să deci creez... Deci se poartă ceva de genul, da, așa? Da, uh-huh. Se poartă cum, okay. Așa cum simți, așa ți-l aranjezi, așa cum îți place. Deci, de ce am ales anume acest subiect? Pentru că mi se pare, totuși, durerea este ceva benefic, da? Eu o asociez cu o emoție pe care... poate fi asociată chiar și cu dragostea, deci durerea și dragostea, echivalent, care are diferite forme, diferite culori. În cazul meu e așa o formă mai rece, da? Că am ales niște culori mai reci, dar cred că asta nu influențează. Cât durează să realizezi o astfel de bușterie? Sincer, această colecție cred că a durat vreo 3-4 luni și încă nu e finisată, deci mai am încă de făcut. Cele toate sunt asociații de piele cu ce ai zis tu? Cum ai zis? Druze. Deci, druze. Da, minerale. În minerale cazul naturale e aici. Pirita. Pirita. Ea este vopsită cumva sau nu, asta e natural? Nu, deci, așa este. Ce luce are. Fain. Mi se pare tare deosebită. Și însă și... aranjarea asta care e destul de lejer așa, să ți-o pui, eu nu am, cred că haina potrivită să arăt bijuteriile tale, trebuie să pune ceva de gen așa, ca să înțelegeți exact cum arată această bijuterie. Ziceți-ne dacă totul e ok și dați-ne semn că se aude bine. De fapt, tu te-ai făcut cumva mai cunoscută datorită unei colecții tare deosebite din Oase. Așa că da, a fost. Că asta a fost lansarea da. Ta așa mai pentru publicul larg. A fost și mai multe interviuri, reportaje despre tine. Poți să ne zici ceva despre? Tu ai adus coroană da, este din colecție. Ce? Și era tare semnificativ faptul că această colecție pe care Lucien a realizat-o acum 2-3 ani, când asta a fost în 2016, da? Cred că arăt foarte ciudat. Arăți tare deosebit. Ca să vă dați seama, această coroană este din oase de vită. Da, cu da. Folie și de... folie de aur. Folie de aur. Deci această colecție am făcut-o pentru autor. Da, vreo 2 ani în urmă. E vorba de târgu autor, târg de bijuterie contemporană. Este din, da, este târg internațional, da, din București. Și de ce am ales osul? Deci pentru mine osul e ceva care ca și pentru toată lumea un os. Am fost curioasă să aleg anume așa material pentru că trebuia să există o legătură între colecția pe care, tematica pe care am denumit-o ca suflet de... Nu știu, cu Human Soul se numea această colecție. Da. Și mă gândeam să fac un... totodată să fie și legătura între concept și material. Odată ce sufletul nostru este totuși imaterial și carcasa este ca, cum n-ai da, noi suntem în os și carne, da? Am ales osul din mai multe considerente, pentru că osul nu trezește, aurul nu dispare, deci l-am acoperit cu aur și sufletul este la fel veșnic. Veșnic. Plus... Tot din această colecție, această asociație cu perle, aur, folie de aur, perle și os de bovină. Mie mi se pare un pic fioros, dar totodată nu este tare. Absolut tare, deloc. E chiar la început pare a fi așa
neplăcut că te gândești că e vorba de os. Dar când am făcut descoperirea... Da, cum s-a întâmplat descoperirea? Deci eu nu știam ce fel de material să folosesc. Și făceam o asociere, pentru că ca personaj am folosit pe fetița mea și un boschetar. Da, mi s-a părut tare interesantă și acea sesiune foto, lookbook-ul acestei colecții în care tu ai fotografiat un boschetar, da, asociată cu fetița ta foarte gingașă, deci această gingașie și de copil și puritate și, și viața așa cum este ea, cum ai arătat-o tu. Am încercat să arăt în ce măsură sufletul este necondiționat. Deci nu are vârstă, nu are statut economic, nu are gender și cred că am reușit. Deci, cu siguranță ai reușit, pentru că ai uimit foarte multă lume. Nu știu dacă până la tine a mai existat cineva care să facă bijuterii din oase. Ba da, sunt, dar probabil că așa cum le-am asociat eu, cred că am fost prima. Care a fost reacția celor de la expoziția Autor? A fost o reacție, desigur că șocantă. În schimb, m-am simțit eu într-un fel regină specială, da, pentru că am avut posibilitatea să le ofer la vizitatoare să-și facă poze. Eu țin minte că am fost, da, la acea expoziție la București și mi s-a părut chiar specială să-ți pui această coroană în cap și să faci fotografii cu ea. Și am văzut că stăteau lume destul de mult la standul tău să pună mâna, să testeze, să înțeleagă ce e asta. Tot cu această colecție am plecat și la Barcelona, la expoziția Hoya, în același an. La fel am făcut o sesiune foto cu marea majoritate a vizitatorilor, da, și probabil trebuie că prin aceasta am... taxă de... Da, glumeam și eu, că ziceam că n-ar fi strecat într-un fel. Dar mai departe a fost ecouri? Ai mers cumva în vreo, nu știu, editorial sau undeva, în vreo revistă sau care a fost... Ce s-a întâmplat după? După? Deci nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. Au fost multe evenimente, chiar un șir de evenimente. Nu, acum nu pot să mi-aduc aminte nu exact. Nu ți-a zis nimeni, vreau toată colecția pentru mine și nu mai repeta, nu mai da la nimeni. Nu, din păcate încă nu. Mi-aș fi dorit. Eu îți urez să se întâmple asta cât mai curând, cel puțin cu ceea ce vei face tu în continuare. Arată-mi ce inima, tot din colecția ultima, probabil, da? Deci, cu inima, am aici o bijuterie, un pandant. Este piele și coral. Deci, coral adus din ocean. Spune așa. Da. E o lucrare care am făcut-o acum recent pentru o galerie, Aliaj, sper să fiu acolo selectată, deci e un grup de autori care e un concurs. Deci... A, deci e un concurs, deci ar trebui să fie selectată această bijuterie ca să nimerească în acea... În Franța. În Franța. Da. E foarte credibil această inimă. Știi ce mi se pare mie fascinant în toate bijuteriile tale? Că ele au o anumită poveste și doză de realism legat de corp, de sentimente, deci e cumva foarte sensibilă orice bijuterie și are poveste, nu una foarte simplă, una destul de complicată. Și asociația de materiale? Care? Asta este una dintre valențele principale a bijuteriei contemporane. Deci eu asta vreau să te întreb, ce înseamnă de fapt bijuterie contemporană? Care e definiția? Cu ce se deosebește ea de bijuteria ordinară? Nu știu dacă aș putea eu să o definesc, dar din câte... Dar tu ca și creatoare. Creatoare, bineînțeles. Deci condiția pe care trebuie să o îndeplinească o bijuterie contemporană, în primul rând, caracterul de unicitate. Deci ea nu poate fi făcută în serie. Adică ar putea fi făcută în serie, dar deja nu mai reprezintă
Bine, e bijuterie, dar nu mai e deja... Dar bine, asta cu unicitate noi putem aplica la orice tip de bijuterie care se face handmade, pentru că oricum a doua oară nu poți să repeți în tocmai. Cred că este încă ceva, dincolo de unicitate. Da, desigur că, deci când, de regulă, criteriul ăsta pe care ți-l pune dacă te încadrezi, da, în astfel de... Desigur că trebuie să fie o tematică, deci tehnicile care se aplică pe... Dar există o limită, de exemplu, așa nu este bijuterie contemporană sau, să zicem, o regulă strictă? Ba, sunt ce niște reguli. Ce nu este bijuterie contemporană? Ce poate să nu fie bijuterie contemporană? O bijuterie clasică. Deci aia nu este contemporană. Deci, ce ar însemna o bijuterie contemporană, de fapt? Atunci când obligatoriu să existe un autor, exact. Da? Emoția... și niște materiale mai... Tehnicile pe care le utilizăm, ele sunt combinate. Ele pot fi descoperite. Deci, cum mi s-a întâmplat mie cu osul, nu există o școlarizare cum să prelucrezi exact. Osul. Dar asta oricum presupune o școlarizare. Deci nu poți să faci bijuterie contemporană dacă nu ai o pregătire. Eu știu că tu ai făcut în 2011 o școală de bijuterie contemporană. Așa da, este, la București. La București există o școală, da, David Sandu, și unde am avut posibilitatea să fac mai multe module, inclusiv au fost invitați profesori și se invită în continuare profesori din diferite țări, din Italia, Florența, în mod special, Franța, Germania, unde predă tot felul de diferite tehnici. Unele din tehnici pe care eu le-am însușit de acolo, deci a fost Nonomes Ogane, este o tehnică japoneză. Este foarte complicat din asta punct de vedere... Asta ce ar însemna? Ce asta o combinație e, între ce? E o combinație între... Combinații. Am înțeles. Sunt aliaje pe care... Aliaje pe care trebuie să singurică să ți le faci și nu tot timpul ai posibilitatea aceasta. Mary Marriage, care e o altă tehnică... tehnica rășină. Adică mai, sunt foarte multe... Ai obținut acolo niște cunoștințe tehnice ca care să te ajute. Care de fapt, ești farmacistă. Eu de, sunt farmacistă, da. Și ai activitate de farmacistă până când ți-a am venit în cap. Am activitate destul de bună, da. Deci până în 2011 am tot avut o activitate de farmacistă. Și acum faci doar bijuterie? Acum, mai deci e... Ocupați? Nu, nu. Deci pentru mine, la moment, bijuterea contemporană reprezintă nu numai un hobby, ci chiar și... Este chiar deja meseria ta. Meseria care, din care eu mă simt mult mai bine și mai reușesc să mă exprim. Am înțeles. Tu ți-ai găsit misiunea într-o măsură care ți-ai găsit pasiunea și un fel de sens al vieții prin bijuterie? Probabil. Cred că da, aș putea să zic așa. Tu poți să ne zici care este soarta bijuteriilor tale, a ceea ce cunoști tu, care pleacă de la tine? La ce oameni se duc? Care sunt persoanele care apreciază ceea ce faci tu? Cum sunt ei? La siguranță sunt persoanele care găsește afinitate, da? Deci care se aseamănă cu... personal? Nu, sau nu, care... nu, nu, nu. Deci vin la expoziție și nu numai la expoziție, și prin internet am reușit... au reușit să mă găsească și... Deci tu ai... Unde poți fi găsit? În primul rând, cred că pe pagina Facebook. Ta de nu, Facebook? Deci, da, da. Uitați-vă ce frumuseți. Asta e o broșă? Este o broșă în piele și pene de struț. De struț? Da. Și, negre? Da, da. Vopsite? Sau așa cred că sunt vopsite mai degrabă, am da. Am înțeles. Și eu văd aici ceva și de gen... tot nu știu, o druză. Nu știu acum să vă spun exact cum se numește cristalul ăsta. Deci un cristal natural. Nu cred că se vede foarte bine, dar... E o chestie foarte fină. Ceea ce mi se pare mie fascinant sunt formele absolut neordinare și combinațiile tare interesante de materiale.
Și asta e cu adevărat tare, tare deosebit. Zi-mi, te rog, tu faci în mod special bijuterii pentru femei. Da? Nu neapărat. Sau sunt deci unele bijuteriile poate fi considerate ca unisex. Deci mi s-a întâmplat. Dar pentru bărbați și... mai care sunt mai curajoși în a purta, da, bijuterii. Da, da, evident. Sunt așa, mai, să zicem, mai excentrici, mai excentrici, care le place să se cumva să se evidențieze. Și sunt. Sunt. Deci nu în e... Moldova ai reușit să vinzi bijuterii pentru bărbați? Să le poarte cineva? Nu, în Moldova nu. Dar în general bijuteriile tale se vând în Moldova sau mai mult totuși în afară? Nu. Și se vând și în Moldova. Deci există și în țara noastră, da, oameni care să apreciez. Da, am participat și aici la expoziție de Crăciun. Deci, din când în când mai particip și aici. Care au fost cele mai deosebite materiale pe care tu le-ai experimentat? În afară de os, eu știu că tu ai lucrat cu... Păr de cal, cu păr de beton. Cal. Deci chiar am aici o... Asta e beton și păr de cal, da? Ce mai este aici? O bucată de ciment sau nu știu ce, cu biluțe de astea. Biluțe din... care se folosesc pentru construcții, da? Da? Izolant. Da, mi s-a părut așa... S-a părut interesant. Interesant. Odată într-o discuție cu tine, tu ziceai că ai vrut să faci o bijuterie din bumbureze, de iepure. Ele și sunt. Am scos. Sunt? Sunt, dar n-am adus. A, deci eu credeam că asta e doar o idee. Când colo... Luciana a mers mai departe și a realizat această... Tu zici în general oamenilor din ce bijuterie lor, dacă vor să... Depinde. De fapt, mie mi se pare asta tot tare interesant, pentru că de fapt e un material natural la urma urmei, ceva care... E și energetic pozitiv. Da, eu m-am gândit la energie, pentru că tu folosești pietrele astea naturale, pielea, care e un material natural, deci tot ce ține de energie, cândva povesteai despre părul ăsta de cal, de ce îl folosești. Da, adică nu, deci eu nu-l folosesc în mod special păr de cal. Mi s-a părut interesant să fie încercat într-o bijuterie. Asociație. Eu am purtat la un eveniment, am împrumutat de la tine, pentru că tu oferi și închirie, da? Mai faci, da. Mai ai serviciul ăsta, da? Am purtat o bijuterie care, vreau să vă arăt, e un fel de păpușă vudu, dacă doriți. O sculptură, mini o sculptură. O mini-sculptură. Povestește-ne ce cu ea și cum se numește. Nu știu, deci probabil am avut o perioadă când eram obsedată de o astfel de tematică, da? Am denumit-o orgasm. Mi s-a părut ceva în mod mai special în momentul acela. E o femeie. Da? E un corp de femeie, cel puțin, da, așa se vede. Da, e ca o sculptură. Tu te-ai gândit cumva la legătura cu ceramica, adică cu cutieni? Nu, dar văd că este o asociere. Nu. Pentru că deci forma momentul... cumva ai făcut-o, probabil intuitiv, sub forma unei zeițe de cutieni, dar e tare extravagantă și ca dintr-un trib și blană de iepure. De pisică. De pisică? Da. De Aoleu. Pisică sălbatică, da. De pisică sălbatică. Da, unde ai găsit pisica cea sălbatică? Eu multe ce găsesc. Am înțeles. Ia povestește-ne, și... ce mai găsești tu? Da, deci prieteni, amicii mei, având în vedere că deja mă cunosc, am plăcerea câteodată să primesc tot felul de... Bazaconii? Da, da. Deci ei adună pentru mine tot felul de materiale. Și am primit și dinți de lup, inclusiv și falangele astea de lup. Am demistreț, adică din oase. Ai mai și realizat ceva din ele? Nu, mă gândesc pentru că mi se pare ceva mai neobișnuit și mi-e frică să nu le stric. Adică vreau să mă gândesc să am mai mult timp pentru ele ca să iasă ceva mai neobișnuit. Am înțeles. Eu mai adun tot felul de ierburi, alge. Mi s-a întâmplat, de exemplu, într-o vară să ajung la ocean și am adus de acolo o
algă de asta care, din păcate, Petrificată. s-a uscat A. și mirosea nu prea bine și am zis că data viitoare, când o să mai fac o astfel de excursie, o să iau cu mine rășina ca să o conservez. Am Că mie înțeles. îmi plac astfel de Deci așteptăm o nouă ciudățenii. colecție din materiale marine. Da. Mie îmi plac, chiar foarte mult îmi plac astea din mare. Ele sunt greu de, cumva, de realizat, pentru că totuși necesită o careva prelucrare, dar o să mă gândesc cum să fac ca să reușesc totuși Am să fac impresia că ceva. pentru tine fiecare colecție este un fel de încercare, challenge, Este o ori ce o să iau, provocare, e provocare, exact. adevărat. M-aș fi plictisit să fac numai dintr-un singur material. Anul trecut am făcut din piatră care se modelează. Am găsit o piatră din Rusia, numai ei exportă. Și am încercat să fac ceva, adică niște bijuterii din piatră care se modelează. Anul ăsta probabil că voi încerca să le combin, pentru că mi-ar fi foarte greu Este greu să repet același material. Mie îmi trebuie tot timpul să fie o Ceva nou. provocare, da. Dar, de exemplu, tu când lucrezi, te gândești la unde o să ajungă bijuteria asta, cine o să o cumpere și dacă o să o cumpere, sau tu te gândești doar la satisfacția E o personală de a întrebare crea? foarte bună. În genere, eu sper ca această bijuterie pe care eu încerc să o dau publicului, cu timpul să fie apreciată și dorită. Și Deocamdată simți că... durează timp, deci la început mi-a fost mai complicat, dar acum lumea știe ce înseamnă bijuterie contemporană și odată ce începi să achiziționezi o astfel de lucrare, numai de asta începi, în continuare îți dorești să ai Da, îți dorești așa. să ai una tot mai deosebită și cealaltă să fie și Da, mai și își deosebită. fac colecții. Adică deja am o clientă care, deci, ce-a mai făcut un nou? Vreau să am și pe asta. Deci, Asta e foarte bine când ai clienți permanenți, pentru că tu ești la un moment dat sigură că această bijuterie o să ajungă la un cumpărător. Și în plus, eu înțeleg de foarte multe ori cumpărătorul tău este de fapt promotorul tău, pentru că în momentul în care vede la el o bijuterie deosebită, lumea întreabă cine e autorul, de unde ai luat-o. așa este. Asta e modalitatea ta de promovare sau mai ai alte modalități? Cum te promovezi? Da, această mare majoritate, deci pe la târguri și în rest, cam așa. Am Mai înțeles. mult prin Pagina ta de târguri. Facebook, oamenii Pagina de care Facebook. îți cumpără bijuteriile. Ce ai aici? Ce ai aici înăuntru? E piele și tot felul de pietre minerale, da, pietre, Este ele o sunt pietre. scoică sau ceva? Deci forma ei e ca o cupolă? Acum nu pot să-ți spun exact ce este, pentru că am uitat cum se numește. Am înțeles. Deci tot e o chestie naturală. Tot e o chestie Am naturală. E înțeles. un E un fel de fel de copac. arici. E un A, un copac. fel de copac. Bambuc, Deci nu o știu ce creatură de forma e. meduzei. Mi-a atribuit o formă. Am înțeles. Și ai reușit să Am o găsit-o, captez cu... da. Dar ce e cu stratul ăsta deasupra? Ce este? E rășină. Rășină. E rășină. Până la urmă și rășina este un material natural, nu? E un Nu. produs, Deci, un în cazul pol. nostru, e vorba de o rășină specială care se folosește strict pentru bijuterie. Bijuterii. Da. Bine, Și strict. aici? În cazul nostru, e o cantitate mai mică și. Aici e o combinație de croșetare, Da. dantelă croșetată cu lână, cu perle, cu... Cuarț fumuriu, cu piele și fă de toate. Și cu multă dragoste. Pentru că bijuteriile tale sunt tare speciale, îți trebuie știi, în spate un perete alb, ca ei să vadă, sau o haină uniton. Sau o piele goală. O Pentru piele că văd că în goală. foarte multe poze de prezentare a bijuteriilor tale tu folosești corpuri de bărbați.
de femei frumoase. Pielea e ceva care te fascinează. Da, pentru mine este important modelul pe care eu îl aleg, este foarte important și se corespunde mesajul pe care caut să-l aduc lumii. Și când fac fotosesiune, aleg cu foarte multe mici curiozitate. Da, da, da. Deci pentru mine contează echipa, expresia. Fotografii, modelele, make-up-ul. Este un proces. Am o echipă care mă ajută și mulțumesc foarte mult. Că altfel singură mi-ar fi foarte greu să mă descurc. În ultima ta colecție am văzut fotografii realizate tare interesant. Cu... M-a ajutat, da, Nathaniel Kowalski. Ideea a fost că am încercat prin pozele să arătăm durerea, da? Adică... E vorba de niște corpuri, culoarea pielii fiind culoarea cadavrului, mie așa mi s-a părut, și niște... Păi, da. Fragilitatea acestei pieli, piei parcă era spartă în bucăți, deci în unele locuri pielea era bine prelucrată în Photoshop, dar era atât de realistic făcută. Am încercat să aducem mesajul, da? Prin faptul că totuși ne cătem la faptul că durerea e ceva care ne face să suferim, oricum noi suprafețuim, deci e pe un fondal de natură, suntem la natură, deci corpul uman are puterea de a supraviețui. Și este o creștere a omului datorită, da, aceste suferințe. Ne destruge, ne face mai puternic. Așa era. Am înțeles. Hai să mai arătăm altă bijuterie. Asta cu pene colorate tot mi se pare tare interesant. Aici la fel avem o druză, un cristal. Culorile sunt chiar extraordinar de frumoase. Acestea sunt din aceeași colecție, o iubire aristocrată. Aici, în interior, este druza asta absolut naturală. E un cristal. Deci nu-i nimic vopsit? Nu. Pentru e că natural. Mie mi se pare, uitați-vă ce lucioare, Se mai zice piatra lunii. Deci e natural. Și mai ai aici mărgele iarăși, da, naturale? Da, acestea sunt corali și tot un fel de pietricică. Meteoriți. Da. Citați-vă ce combinație. Tu poți să ne zici ceva de ordinul prețurilor pentru bijuteriile tale? E destul de complicat, pentru că bijuteria contemporană se clasează mai mult ca artă și în momentul în care depui un efort enorm, este greu să-i dai un preț. Să o estimezi, da. Și... Dar oricum, momentul în care tu le ai aceste bijuterii pentru a fi vândute, până la urmă... Da, deci ele sunt în momentul în care te întreabă cineva cât costă asta, ți este greu să deci zici? Fiecare bijuterie, nu. Deci tot fiecare bijuterie are prețul... Uh-huh. Hai să deschidem un pic paranteza cred pentru că... asta. Nu. Deci nu. Ok, asta este dreptul tău. Deci în momentul în care o să vreți să cumpărați o bijuterie, scrieți lui Lucian direct pe Facebook și ea... Privat, da. În privat și ea o să vă zică și prețuri, dar... Acum, chiar dacă aș fi vrut eu să zic, nu le știu exact. Deci am la mine notate, pentru că mi-am făcut un borderou de ăsta care... Deci nu le țin minte prețurile. Ce este aici? Astea sunt tot din oase. Da, din oase. Da, combinația e... Astea sunt toate oase. Deci inclusiv și astea sunt oase. Bine, doar că nu le-am făcut. Da. Le-am cumpărat la ăștia din India, care... Ele tot sunt lucruri manual. Pur și simplu nu le-am făcut eu. Inelul mi se pare tulburător, are atâta. Asta e din colecție Născut din inimă de fluture. Și am, am dedicat această colecție mamei mele, care nu mai e în viață, și copiilor mei, care deja sunt mari.
faptul că noi naștem copiii noștri dintr-o inimă de fluture. Deci mi s-a părut ceva mai special. Deci, fluture pentru că e fragil? E sau fragil, pentru că... da, și încercăm copiii noștri să-i... metamorfoză? Exact, ca într-un cocon de ăsta, care vrem să-i protejăm și să le oferim cât mai cât multe... protecție și apărare. Tu știi, este o senzație deosebită când pui mâna pe bijuteriile tale. De energie despre care tu vorbești, ea chiar se simte. Prieteni, nu știu dacă aveți voi vreo întrebare, poate direct legată de ceea ce face Lucien și, în general, să ne ziceți o părere despre ce vedeți voi acum, în acest live la Moldeco. Noi cu Lucien am făcut cunoștință, cred că vreo 2 ani în urmă. La un moment dat am avut expus în salon câteva din bijuteriile tale. Din păcate, noi nu am reușit să le vindem, pentru că pentru ele trebuie un spațiu aparte. Și timp, ca trebuie lumea să timp se obișnească. Și trebuie, cred că e tare important să fie cineva alături care să povestească exact ceea ce a simțit. Deci tu da. să fii da, tu ca să le poți e adevărat. Pentru că noi am încercat să expunem câteva lucruri pe care ne le-a spus Lucien despre aceste bijuterii, dar nu există totuși acea intimitate între autor și bijuterie așa cum ar fi, cum este momentul în care tu singur da, ești. Da, este destul de complicat să vinzi o bijuterie de autor, pentru că de regulă persoana care vede o astfel de bijuterie are nevoie și de un ajutor, deci să vadă cum e pe tine, să vadă pe altcineva. Și totuși aici e nevoie de o pregătire. Da? Dar mie mi se pare cel mai important să știi, să povestești povestea, din ce anume s-a făcut, cum s-a produs, cum s-a creat procesul. Asta de deja a doua etapă, pentru că prima etapă la noi e așa, să vedem vecinul oarecum. Dar vecinul vrea să umble cu așa bijuterie. Mai este și asta. Dar a doua, desigur că când îi povestești că are o istorie mai aparte, puțină lume care încearcă să înțeleagă și din motivul acesta nu este așa de ușor să promovezi. Da? Asta cum și o lucrare. Până la urmă, în Moldova sunt oameni care apreciază bijuterie contemporană, da. Dar ei sunt destul de puțini, ca să spunem adevărul așa cum este da. El. Oriunde e puțin. Deci, a face bijuterie contemporană nu este ușor, din mai multe puncte de vedere. Deci, nu numai că trebuie să știi cum să o faci, dar și să găsești persoana care să fie de acord să rezoneze să înțeleagă ce parte, da, pentru că e da. Foarte important să înțelegi ce porți, nu pur și simplu e o muncă, trebuie depus mai multă muncă pentru aceasta. Tu ești optimistă în acest sens? Forever. Planurile tale pentru viitor? Mi-ar place să am posibilitatea să particip la mai multe expoziții internaționale. Și îmi dau seama că pentru asta trebuie să depun foarte mult efort. Este o expoziție la care tu îți dorești neapărat să ajungi? Mi-ar plăcea practic la toate expozițiile să ajung, pe care sunt în domeniul bijuteriilor contemporane. Dar care a fost cea mai importantă pentru tine expoziție la care ele participat? Sunt importante. Deci faptul că am fost la Hoia, la Sierat voi merge, este o realizare foarte importantă pentru mine. Autor pentru mine este ca mama care m-a format și mă ajută. Și expoziția Autor din București sau este o expoziție care circulă dintr-un oraș în altul? Până acum, deci s-a inițiat în București și am înțeles că echipa vor să-și extindă și în Ungaria și cred că a și fost în Ungaria, deci n-am urmărit chiar toate evenimentele până la capăt, dar ei vor să se extindă. Am înțeles. Inclusiv au vrut și la noi în Moldova să vină, dar probabil că mai premizile da, se mai coc. La nu știu noi în ce Moldova măsură. Mai există autori de bijuterie contemporană? Eu cred că există, doar trebuie cumva găsiți. Deci, așa să zici un nume, tu la prima... Pentru că eu am stat și m-am gândit, oare cine ar mai fi? Lidia autor? Puică, numai că ea e în România. România da, dar ea tot participă a participat la autor și a luat și premii.
Lidia Puică face bijuterii croșetate, Da, dar textile acum, de... nu știu, am văzut că a încercat și metal să includă să în... inserize și, da. Și metal. Nu știu, eu că, din lista mea de întrebări cam tot te-am întrebat, dar vreau încă ceva să te întreb. Există, ai dat de niște oameni care să zică, Doamne ferește, ce bijuterii, ce mai este și asta? Ferească Dumnezeu! Reacțiile sunt foarte diferite. Au fost și oameni de ăștia care mă întrebau ce este. De regulă la noi. În România deja lumea s-a mai maturizat și nu mai pun așa întrebări, pentru că e strict expoziția pentru, personalizată pentru și exact. Da. Și lumea vine, deja știu ce, pentru ce vin. La noi, din păcate, noi nu avem o astfel de expoziție în care să înțeleagă lumea că vine exact pentru bijuterie contemporană. Și normal că am avut așa o istorioare foarte hazlie. Deci eram la Yard Sale și era în parc, în parcul ăsta de Pușkin, da? Și eu eram cu măsuța mai la așa, mai la margine și trecea un grup de japonezi și mi-a plăcut reacția că probabil că s-a uitat cu coada ochiului, dar eu aveam expuse bijuterii din oase. Și a fost așa o reacție foarte, foarte amuzantă, pentru că a făcut așa un cerc de 180, unul din toată echipa, să vadă ce e și să ia și să țină în mână. Pentru mine asta a fost o foarte mare, nu știu, un compliment, o apreciere, no. Pentru că eu știu ce înseamnă logică de un japonez și pentru mine chiar asta a fost o plăcere enormă. Și ce înseamnă logică de japonez, ca să înțeleg despre păi, ce vorbești? Păi ei e foarte greu să-i uimești cu ceva. Și am luat-o asta ca ceva foarte bun. Ca un compliment. Deci da. Reacții de genul, Doamne ferește, nu prea sunt. Sunt reacții de admirație mai mult. Sunt, nu că Doamne ferește, doar lumea nu înțelege, întreabă ce e asta, pentru ce e asta. Asta e singura așa nedumirire, dar nu exagerat. Eu ți urez multe succese în expozițiile care urmează. Eu mulțumim tare frumos. Aș vrea să te vedem undeva într-o colecție, înserată bijuteriile tale într-o colecție mulțumim. De designer internațional, cel puțin într-un editorial de revistă sau cumva să faci legături cu niște oameni care să te propulseze mai departe în lumea designului. Pentru că ceea ce faci tu este chiar cu adevărat tare, deosebit și neordinar. Și faptul că tu faci asta în Moldova, cred că e un plus și mai mare pentru... E un curaj. E un curaj, exact, este un curaj și o doză tare mare de optimism pe care o are acest om. Am avut-o pe Lucien Buga în această seară în Life Moldeco. Eu cred că m-a plăcut ceea ce ați auzit. Vă rog să o urmăriți, vă rog să puneți like la poze, cred că și asta tot e important. Și să-i cumpărați bijuteriile, pentru că ele sunt absolut neordinare, deosebite și care piese unice și piese gândite metaforic. Cineva zicea în comentarii bijuterii metafore. Da, te felicit pentru talentul tău. Mulțumesc frumos. Succes. Mulțumesc pentru invitație. Seară frumoasă și o săptămână norocoasă și plină de optimism pentru tot ce se întâmplă. Mulțumesc. Pa, pa. Pa, pa.